Bună, dragele mele! Vreau să vă prezint microurbanul. Este acum în ofertă. Microurbanul este un set de 3 vase. Vasul de bază este practic un fierbător de paste pentru cuptorul cu microunde. Punem pastele, apă rece, băgăm în cuptorul cu microunde și lăsăm în funcție de ce fel de paste fierbem. Pe fiecare pachet de paste scrie timpul de fierbere. Mai departe, cel de-al doilea vas este fierbătorul de orez. Fierbătorul de orez, punem primul capac cu aripioarele în sus, punem cel de-al doilea capac și așezăm urechile în dreptul mânerelor de la vasul de bază. Deci în el fierbem orezul, putem să facem și o mămăliguță în câteva minute. În momentul în care s-a fiert, orezul apăsăm pe urechi și se deschide capacul, luăm și cel de-al doilea capac. Iar cel de-al treilea vas, practic este un steamer. În vasul de bază punem apă, avem aici o gradație de 400 de ml de apă rece și avem două site. O sită mai mare, în peretele ei este încorporat metal, este și un pic mai grea. În prima sită putem să punem tot felul de legume. Poate să fie legume proaspete, poate să fie legume congelate. Iar în cea de-a doua sită punem pește sau pui, punem capacul. La fel, în acest capac, el este un pic mai greu. Avem un corporat metal, este un vas special pentru cuptorul cu microunde, un steamer. Astăzi eu voi fierbe cartofi. Și am pregătit cartofi aici. O să pun în prima sită cartofi. Am pus cartofi destul de mult și atunci o să iau să pun și în a doua sită ca să pot să pun capacul. Și apă, 400 de ml de apă. Deci pun, o să dau capacele astea la o parte de la fierbătorul de orez, scoatem sita, punem întâi apă rece, așa, iar acum o să mai scot din cartof pentru că sunt cam mulți și vreau să pun capacul să stea bine în... Deci punem prima sită. Așa. Iar în cea de-a doua sită, deci pot să mai fac chiar câteva cartofi. Că mai în cap. Aranjăm bine ca să se așeze și sita deasupra bine. Iar aici mi-am pregătit mazăre. În cea de-a doua sită o să pun mazărea. O să fierb în același timp și mazărea și cartoful. Este un lucru extraordinar, un lucru bun. Nu fac miros, nu fac abur în bucătărie, vasul bag în cuptorul cu microunde pentru 15-20 de minute la 750 de wați. Pregătesc cuptorul. Am cuptorul aici. Bag vasul. Și gata.